pe dlui.ro și în acest video îți voi prezenta trucul cu flaconul de apă și cu scobitoarea care este introdusă în flaconul răsturnat în jos. Ei bine, cum se face trucul, vă voi dezvălui după ce îl voi presta. De acest truc. Chiar nu puteam imagina, nu aia ține flaconul invers, bagă și scobitoarea și nu pică apa. Ei bine, totul este foarte simplu. Aveți nevoie de un flacon, în primul rând. Aveți nevoie de o scobitoare. Cred că mi-a rămas un flacon. Și aveți nevoie de pisia de plastic siliconat ce se află în interiorul dopurilor de la flacoane. Eu l-am găsit acesta de la flaconul de Coca-Cola. Am căutat la câteva sticle de apă minerală, dar nu am găsit transparent. Ideal ar fi fost să fie transparent, pentru că în momentul în care pică, fiind albastru, probabil la mine s-a observat puțin. Dar, să fim serioși, nu asta are importanță, ci faptul că v-am dezvăluit trucul și veți afla cum puteți să-l prestați în fața prietenilor și să-i umiți cu acest truc foarte ușor. Deci umpleți flaconul până la maxim, luați bucata din dop, o puneți frumos deasupra. Veți observa că dacă este transparent, are culoarea flaconului, nici nu se va observa. La mine probabil se observă puțin, dacă întorc așa, se vede că este albastră. Am văzut câteva filmulețe pe YouTube unde filma puțin și de jos, ca să se vadă în interior. Bineînțeles că la mine se vedea că este culoarea albastră. Repet, nu este important, este doar pentru a vă arăta cum se face. E bine, în momentul în care întoarceți, am uitat să vă spun, se dă o gaură în mijlocul, trebuie prins undeva mai de jos să nu-l apăsați și din cauza presiunii va sta lipit. Și scobitoarea se va găta și prin gaura respectivă care ați făcut-o în prealabil, chiar în mijlocul bucății de silicon. Nu știu dacă se vede ceva. Și mai mult de atât, nu numai că ne va ajuta să introducem scobitoarea în flacon, dar va și curge puțin apă la început până reușim să reglăm să stea fără să pice toată apa. Și va curge puțin apă dând efectul magic pe care îl așteptau cu toții. Curge puțin apă, după care ne luăm mâna și nu mai curge apa. Nu? Destul de simplu, zic eu, nu-i așa? Accesează dlui.ro. Să descoperim lumea împreună.